Returul sezonului de basket masculin din Divizia A debutează în acest weekend cu partidele din etapa a 16-a. Formația gorjeană Energia Rovinar se va deplasa la Otopeni, unde va încerca să-și recupereze punctele pierdute pe teren propriu în partida din turul campionatului. Sârbul vede cu ochi buni meciul de duminică și speră ca jucătorii săi să prindă o zi bună și să câștige. Victoria din amicalul de la Craiova îi dă speranțe lui Nicolici. For us, this is very, very good help. Trebuie spus că la meciul de la Craiova, unde este o sală puțin diferită și este mai greu să te acomodezi să joci, Mocan a jucat 20 de minute, a avut 13 puncte, Lupuseave a jucat 10 minute, a avut 9 puncte, ceea ce este bine pentru echipă. Programul Energiei în primele 4 etape este unul lejer. Nicolici spune că acest lucru îl avantajează. Problema de care sârbul speră să treacă în partida cu Otopeni este brigada de arbitri pe care, începând din această etapă, va începe să pună presiune asupra lor. Tu referi Grigora și Stoica. It is same referee now in Sunday, Grigoro și Stoica. În ceea ce privește meciul turc cu Otopeniu, să nu uităm că au avut doi arbitri, Grigora și Stoica, pe care o să-i avem și acum duminică. Întrebarea este de ce și începând de astăzi dumnealui va începe presiunea să o pună pe arbitri, chiar dacă mâine în presă toată lumea va vedea ce a spus antrenorul Nicolici despre arbitraj. Partida de la Otopeni se va disputa la Sala Sporturilor din localitate duminică 16 ianuarie de la ora 18 și va fi condusă de arbitrii Laurențiu Grigoraș, Ciprian Stoica și Vlad Potra.